Dacă ieri se zvonea fals că Adimud va ajunge la FC Vaslui, iată că astăzi mai toată presa de sport îl dă pe Wesley ca și plecat. Unii zic că la Al Ain, formație pregătită de românul Cosmin Olăroiu, alții la Al Hilal. Adrian Porumboi dezminte acest zvon, afirmând că Wesley va rămâne la Vaslui. În cazul în care brazilianul va părăsi echipa, Ciprian Marica ar putea să ia locul. Pe de altă parte, conducătorii trupei galben-verzi susțin că fundașul Jarko Markovic va semna un contract cu FC Vaslui în contul la 600.000 de euro. Jucătorul care evoluează pentru Gazmetan Media și care a înscris sezonul trecut 3 goluri, a mai fost dorit în această vară de Partizan și Steaua Roșie Belgrad, ambele din Serbia, dar și de Rapid și CFR. Apărătorul joacă în centrul defensivei și este cel mai înalt jucător din campionatul Ligii 1 la cei 2,04 metri ai săi.